Federația a simțit nevoia unei schimbări și a contactat o serie de experți din Olanda pentru a găsi o alternativă mai bună. S-a ajuns astfel ca FRF să propună schimbarea sistemului, astfel încât competiția să fie mai spectaculoasă și mai dinamică. Mai exact, FRF propune să se continue cu play-off și play-out, însă cu anumite rectificări. Astfel, formațiile din play-out ar urma să fie împărțite în două grupe. Echipele clasate pe primul loc în cele două grupe ar urma să susțină la finalul campionatului un baraj. Învingătoarea din baraj ar avea ocazia să lupte pentru un loc de Europa cu ultima echipă clasată în play-off. Acest nou sistem ar crea mize suplimentare pentru formațiile rămase aparent fără obiectiv, astfel că meciurile ar fi probabil pline de suspans.